Descoperire șocantă la Timișoara. Un jandarm în vârstă de 24 de ani a fost găsit în propria locuință, împușcat în cap. Tinerul trebuia să intre în tură luni dimineața. Cum acesta nu s-a prezentat la serviciu, locuind aproape de sediul inspectoratului de jandarm din Timișoara, un coleg a mers să vadă ce se întâmplă. În acel moment, colegul jandarmului care nu venise la serviciu l-a găsit pe acesta într-o baltă de sânge, în propria locuință, împușcat în cap cu arma din dotare. Colegul său a chemat de urgență salvarea care l-a transportat la spital în stare gravă. Încă nu se știe dacă putem vorbi despre o tentativă de sinucidere sau de un accident. La ultima testare psihologică, jandarmul în vârstă de 24 de ani a fost declarat apt pentru executarea serviciului, transmit reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.